Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. Din păcate, începem emisiunea din această seară cu o veste tristă. Neamul românesc a pierdut o figură importantă din teatrul și filmul românesc, actrița Stella Popescu, originară din Basarabia, județul Orhei, România Mare, a plecat astăzi în lumea celor drepți. În această seară vom discuta despre summitul parteneriatului estic care va avea loc mâine la Bruxelles. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul Pavel Filip. În ajunul al acestui eveniment important, în după amiaza acestei zile, a fost însă semnat un memorandum de finanțare care vizează ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro. Potrivit ultimelor informații, prima tranșă din acel ajutor macrofinanciar ar urma să ajungă la Chișinău în primul semestru al anului viitor. Unde vor fi direcționați acești bani? Ce așteptări sau ce perspective va oferi summitul parteneriatului estic care va începe mâine la Bruxelles? Discutăm în această seară împreună cu fostul președinte al Curții Constituționale de la Chișinău, Alexandru Tănase, iar pe parcursul emisiunii în platoul nostru discuțiilor se va alătura și vicepreședintele Parlamentului Moldovean, Iurie Leancă. Domnule Tănase, bună seara! Bună seara! Așadar, cum spuneam la început, o veste tristă pentru neamul românesc, a plecat la cele veșnice actrița de teatru și film Stella Popescu, o pierdere grea pentru cultura românească. Este o pierdere grea pentru cultura românească, cu atât mai mult pentru noi cei din Republica Moldova, deoarece Stella Popescu este o basarabeancă din zona Urheilu, dacă nu greșesc, care a trecut prin acel calvar, prin calvarul ocupației Basarabiei de către trupele sovietice, care s-a refugiat la București, care a fost separată de familia sa ani buni, care a rămas o bună parte din familia sa, a rămas aici în Basarabia. A fost o figură emblematică a culturii românești și un element care ne unea și pe noi cumva La această cultură și care întruchipa toată drama poporului nostru pe care am avut-o parcurgem și toate vitregiile istoriei în care am avut în secolul trecut. Pentru ultima oară la Chișinău a fost în cadrul întâlnirilor pe care le-a organizat TVR Moldova cu telespectatorii de aici. A fost o întâlnire călduroasă. Din păcate, sau spre marea fericirea noastră, ea va rămâne oricum acel om cald și acel stâlp, acel pilon important pentru toată cultura românească. Să revenim la subiectul pe care l-am anunțat pentru emisiunea din această seară. Așadar, premierul Pavel Filip a semnat astăzi acel acord de finanțare care prevede acordarea celor ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro Republicii și Moldova. Bine, la Chișinău, ca de obicei, iarăși, fiecare interpretează cum îi place. Unii spun că prima tranșă va ajunge totuși la Chișinău, alții spun că există totuși anumite condiționalități, atât tehnice cât și politice, de realizarea cărora depinde deblocarea primei tranșe de bani. Dumneavoastră sunteți încrezător că banii vor ajunge până la urmă la Chișinău? Ne-am făcut temele pentru acasă, deoarece există condiționalități clare. Este vorba de combaterea corupției, stat de drept. Aici mă refer în primul rând la reforma justiției, adoptarea unui nou cod al audiovizualului și aplicarea legislației electorale, mă refer la sistemul electoral mixt, în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Reieșind din toate aceste condiționalități, puteți spune că banii vor ajunge la Chișinău? Ne-am făcut temele pentru acasă, am respectat aceste condiționalități. Eu aș vrea să încep prin a menționa că este un semnal pozitiv pentru Republica Moldova. Este un semnal că Uniunea Europeană și partenerii europeni nu abandonează Republica Moldova, indiferent de provocările pe care
cărora avem să le facem față noi aici pe interiorul țării. Bineînțeles că avem mai multe probleme la capitolul funcționării instituțiilor democratice. Bineînțeles că democrația moldovenească este una destul de fragilă, iar clasa politică, din păcate, nu este suficient de matură ca să conștientizeze importanța momentului pe care îl trăim și nu este capabilă, din păcate, să ia o decizie fundamentală pentru a moderniza această țară. Dar pentru a lua această decizie, sigur că avem nevoie de o coagulare chiar aici pe interior. Există probleme care ne dezbină, există subiecte care... Există politicieni care ne dezbină, dar trebuie să ținem cont mereu că există o serie de priorități naționale care nu pot fi jucate la cărți, care nu pot fi puse în jocul ăsta politic de moment, în mod special ținând cont de faptul că deja suntem în campanie electorală, chiar dacă nu mai avem un an de zile până la alegeri, dar senzația mea este că toți actorii politici au intrat în campanie, care a făcut-o mai deschis, care mai puțin deschis, dar toți sunt antrenați în disputarea puterii pentru viitorul Parlament. Indiferent de ambițiile politice, indiferent de preferințele și de duritatea campaniei pe care o așteptăm, cred că există o serie de probleme care trebuie scoase cumva în afara acestei competiții și această prioritate, ca să fiu mai exact, este integrarea europeană și încercarea... Bun, nu este ok să bifăm de fiecare dată pentru Bruxelles. Uite, am îndeplinit atâtea procente din angajamentele pe care le-am avut, dați-ne bani. Este ok să înțelegem că, de fapt, reformele care cere Bruxelles să le facem noi în Republica Moldova sunt în avantajul nostru, sunt în beneficiu cetățenilor Republicii Moldova și a viitorului acestei țări. Dacă nu vom înțelege acest lucru și vom continua acel măcel care durează ani buni deja, nu cred că cineva va avea de câștigat. Putem ajunge la un punct când partenerii noștri externi din afară nu vor mai înțelege exact ce se întâmplă în această țară. Când nu vor mai înțelege ce vor oamenii ăștia, ce e cu ei. Și atunci, într-adevăr, vom fi pe un punct în fața catastrofii. Acum însă, semnarea acestui memorandum, cred eu că este un mesaj pozitiv pentru guvernare, este un mesaj pozitiv pentru societate. Cetățenii de rând trebuie să înțeleagă că parteneriatul cu Uniunea Europeană este unul strategic, este unul de durată și este unul vital pentru Republica Moldova și este important să efectuăm o serie de reforme. Este important pentru ca noi, cei care trăim aici, să avem o viață mai bună. Să încercăm să le parcurgem în ordine în care le-ați spus și dumneavoastră. Codul electoral. Păi avem nevoie de reglementări în materie de legislație electorală care să asigure pluralismul. Nu contează că va fi adoptat un nou cod, va fi modificat actualul cod. Este important ca legislația în acest domeniu să asigure pluralismul și o reflectare obiectivă a realității. Este important ca reglementările care vor surveni să blocheze propaganda rusească. Este important ca aceste reglementări care se vor face să fie în strictă concordanță cu toate exigențele pe care le au toate statele civilizate, nu neapărat în Uniunea Europeană, ceea ce privește legislația electorală. Eu am mai spus-o și cu alte ocazii și la dumneavoastră în studio. Poți avea o legislație electorală perfectă, dar dacă ea nu este aplicată cu bună credință, nicio garanție legală nu va avea efectul scontat. Este... În cazul nostru, a fost aplicată cu bună credință? Noi nu avem de unde să știm cum vor acționa atât actorii electorali cât și Comisia Electorală Centrală, în plus în ce măsură cei care controlează puterea în stat vor acționa în spiritul loialității față de aceste principii democratice. Dar au fost respectate principiile democratice atunci când vorbim de asigurarea pluripartitismului în Republica Moldova? Există mai multe state unde operează acest sistem mixt electoral și unde el funcționează bine. Există state care au avut acest sistem electoral, bunăoară, avem exemplul României, unde el nu a mers așa cum au fost așteptările și frații noștri din România au renunțat la el. Eu cred că vom putea face o estimare
cum funcționează acest sistem, abia după ce vom parcurge primul exercițiu electoral. Dar până atunci, actorii politici, societatea trebuie să fie foarte atentă pentru a respecta principiile democratice în materie electorală. Eu am avut mereu o singură rezervă și am spus-o public și vreau să folosesc și această oportunitate. Cred că Parlamentul are timp suficient pentru a veni cu anumite modificări, în special în partea ce ține de organizarea celui de-a doilea tur de scrutin. Aceste modificări pot fi introduse, nu există restricții de timp. Comisia de la Veneția condiționează modificarea legislației electorale cu un an de zile înainte de alegeri, doar în partea ce ține de înrăutățirea sau înăsprirea condițiilor. Dar în privința unor elemente care ar liberaliza sistemul și ar oferi garanții suplimentare, cu asemenea modificări se poate veni până în ultima clipă când vor fi organizate alegerile. Cred că ar fi în beneficiu atât a sufragiului, cât și ar fi și un mesaj foarte important pentru partenerii noștri externi, că autoritățile din Republica Moldova sunt deschise și nu doar în vorbe, dar și în fapte sunt atașați de valorile democratice. Ați deschis un subiect interesant, vom reveni la el cu siguranță. Acum vreau să salut prezența în platoul nostru și a vicepreședintelui Parlamentului Iurie Leancă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și scuze pentru întârziere. Nicio problemă, înțelegem, aveți o agendă încărcată, veniți de la Radioul Național. Așa. Același subiect, cu siguranță l-ați discutat și acolo. Vreau să revin la întrebarea adresată anterior domnului Tănase. Astăzi am primit o veste bună de la Bruxelles, a fost semnat memorandumul de finanțare. Când exact totuși vor ajunge banii la Chișinău? De câți bani exact este vorba atunci când ne referim la prima tranșă și unde vor fi direcționați acei bani? După estimarea mea, prima tranșă va veni, cred că în primul trimestru al anului viitor. Cel târziu, luna martie? Cred că până luna aprilie, cel târziu. Avem 10 condiționalități. Majoritatea din ele sunt deja realizate sau sunt în proces de a fi finalizate. E vorba și de cadrul legal, e vorba și de anumite instituții, cum ar fi Agenția pentru Integritate. Exact. Legea pe curte de conturi, chiar astăzi m-a adoptat în lectură finală o lege care ține de întreprindere municipale. Și mai e elementul despre care vorbeați adineori cu domnul Tănase, care ține de implementarea acestei legi al noului cod electoral. Faptul Comisarul Han a vorbit astăzi în termeni destul de siguri că prima tranșă va fi dezbursată, mă face să cred că în evaluarea lor deocamdată lucrurile merg nu foarte rău, ca să nu o pun pe partea mai pozitivă, că merg întotdeauna cât de cât bună. Banii vor veni la buget, de asta și asistența macrofinanciară, și de acolo vor merge pentru salarii, pentru pensii, pentru proiecte și așa mai departe. Eu nu țin minte exact care sumă această prima tranșă, 30 sau 40 de milioane, dar bănuiesc că va veni proporțional. Pe parte din grant, pe ansamblu știm că 40 de milioane sunt grant și 60 de milioane credite preferențiale. Acea evaluare la care fac referință europenii urmează să fie prezentată, dacă nu greșesc, chiar în luna ianuarie sau cel târziu februarie. Dar putem vorbi și în acest caz că și de această dată europenii, ținând cont de situația financiară, în primul rând cam proastă a Republicii Moldova, au oferit iarăși un credit de încredere, au oferit iarăși, au închis ochii la anumite rezultate mai puțin bune în realizarea reformelor și ne-au oferit acești bani pentru a salva Republica Moldova de la un eventual colaps. Dacă mă întrebați pe mine, din câte cunosc cifrele, nu e vorba de un colaps financiar. Slavă Domnului, nu mai suntem în anul 2015 sau chiar prima parte a 2016, când guvernul era necesar să se împrumute de la bănci cu o dobândă exorbitantă.
Acum situația e mult mai bună. Uitați-vă că există un excedent venituri peste cele planificate datorită unei administrări mai bune și vamale și fiscale, datorită faptul că mai multe scheme de spălare a banilor au fost lichidate. Deci, suta de milioane, din punctul meu de vedere, din partea Uniunii Europene, are două obiective. Banii niciodată nu strică, chiar și în țări foarte bogate, mult mai bogate decât noi, iar pentru Moldova va fi un supliment important și sper să câștige cetățenii. Și doi, acești bani sau acest sprijin financiar are și o conotație poate la fel de importantă, dacă nu mai importantă, decât valoarea strict pecuniară. Faptul că există, într-adevăr, un mesaj de încredere, că e o încredere cu avans, ca să zic așa. Sunt de acord cu dumneavoastră că e pentru anumite realizări din perioada trecutului recent și prezentului și un avans pentru ceea ce urmează să facem. Dar este un element pozitiv și unul absolut necesar. Deci nu e vorba de colaps. Elementul pe care îl aduc mai mulți în discuție e că contextul geopolitic îi obligă pe europeni să vină cu acești bani. Cred că joacă un anumit rol, dar nu cred că este unul decisiv, cel puțin nu de data asta. Acest element pozitiv, acest semnal pozitiv, domnule Tănase, această victorie a guvernării, putem spune așa, dezarmează într-un fel opoziția de la Chișinău în lupta politică pe care o duce față de guvernare? Bine, eu cred că ar fi mult prea simplist dacă am încercat să interpretăm decizie de astăzi de la Bruxelles prin prisma contradicției care există între opoziții sau competiții care există între opoziție și putere. Eu cred că miza este mult mai mare. Eu sunt absolut de acord cu domnul Leancă. Miza politică a acestei decizii este mult mai mare decât această sumă de bani. Mai mult ca atât, eu nu cred că astăzi suntem în situația când guvernul se poate, când guvernul nu se poate lipsi de acești bani. Din câte urmăresc că parametrii financiari sunt de asemenea natură, încât guvernul își poate plăti facturile fără asistență, fără a recurge la asistență financiară externă. Eu cred că este un mesaj politic în primul rând. Este un mesaj care denotă clar și univoc sprijinul Uniunii Europene pentru procesele de reforme care au loc în Republica Moldova. Că aceste procese au loc puțin mai lent decât ne-am așteptat chiar și noi sau s-au așteptat și europenii. Bine, există mereu explicații și particularități care condiționează anumite reforme. Nu poți să ai așteptări mult prea mari ca pe parcursul unui an de zile sau a doi ani de zile să compensezi anumite restanțe care s-au acumulat de-a lungul anilor. Așa că dimensiunea politică a acestei decizii este una care depășește dimensiunea financiară, iar opoziția, cred eu că în asemenea situații și în asemenea probleme ar trebui să fie solidară cu guvernarea. Deoarece acești bani, până la urmă, vin pentru sprijinul întregii mașinării statale a Republicii Moldova. Acești bani nu se vor duce în buzunarul puterii. Ei vor merge pentru a achita anumite obligațiuni statale sau pentru anumite proiecte de investiții de care vor beneficia absolut toți cetățenii Republicii Moldova. Mâine la Bruxelles are loc cel de-al cincilea summit, dacă nu greșesc, al parteneriatului estic. Domnilor, în afară de cele două mari succese, acordul de asociere și libera circulație, în toată această perioadă de timp, Republica Moldova a reușit să genereze și alte succese care s-au răsfrânt pozitiv inclusiv asupra vieții cetățeanului? Dacă vorbim de contextul european, sigur că trebuie să vorbim de zona de liber schimb. Sigur că trebuie să vorbim de spațiul aviatic comun și multe alte chestii care aduc deja beneficii cetățenilor din Republica Moldova. Uitați-vă că la emisiunea recentă discutam dacă e bine să se facă o comparație între noi, Ucraina și Georgia, sau nu e bine. Bine, nu e bine, comparații sunt făcute. Atât la Bruxelles, cât și în țările noastre. Deși datele problemei sunt foarte diferite. Exact. E adevărat. Exact. Dar uite, Alexandru, chiar zilele astea a făcut o prezentare, așa zis, a echipă economică germană pe situația care vizează comerțul Moldovei și au făcut astfel studii și pe Ucraina și pe Georgia. Și bineînțeles că m-am bucurat când ne-au spus tanșant că având 65% din comerțul nostru
orientați spre piața europeană, suntem cei mai avansați. Net, nu se compară nici cu Ucraina și, în mod special, cu Georgia. Iar economicul deseori dictează politicul. Pe mine chestia asta cumva mă însuflețește, fiindcă sunt convins că aceste relații și potențialul creșterii comerțului cu Uniunea Europeană este unul mare în continuare. Va face presiune pe guvernare, pe elita politică să facă reformele politice necesare pentru a construi instituții și mecanisme compatibile cu cele din Uniunea Europeană, astfel încât comerțul să fie și mai simplu, și mai eficient și așa mai departe. Deci, e o chestie foarte bună. Avem restanțe, nimeni nu le discută. Domnul Tănase este, după mine, unul cel mai bun specialist în tot ce înseamnă reforma justiției, cu ce soluția trebuie să venim, ce putem face până la alegeri și, în mod special, ce trebuie să facem după alegeri, sperând că nu se va schimba contextul și nu vor veni socialiștii la putere pentru a deturna tot ce s-a întâmplat până acum. Că după mine, acum trebuie să inițiem o analiză și să anvizajăm pașii pe care îi vom întreprinde, în mod special în justiție, după alegeri, fiindcă cu un an înainte de alegeri prea mari reforme nu faci. Dar de pe acum să știi exact ce faci, care va fi rolul Uniunii Europene, cum îi angajezi de pe acum și imediat după alegeri, să nu mai pierdem cum am pierdut 15-16 în lupte fratricide, în loc să ne axăm pe elementele cheie. Iată, asta trebuie să facem. Dar pentru a nu permite socialiștilor ca anul viitor să preia puterea, așa cum spuneați dumneavoastră, revenind la subiectul deschis de domnul Tănase, guvernarea, majoritatea din Parlament este dispusă să revină asupra legii votului mixt, să includă acel tur 2, care ar spori șansele accederii în Parlament a candidaților cu viziuni pro-europene, democratice. Eu îmi cer scuze, cred că nu am fost înțeles corect. Este foarte complicat astăzi să afirmăm univoc dacă turul 2 ar spori șansele cuiva sau le-ar diminua. Asta susține opoziția pro-europeană. Eu cred că turul 2 ar da o garanție în plus asupra cristalizării opțiunii de vot. Asta ar fi soluția, dar este absolut greșit. Și ar spori reprezentativitatea. Este absolut greșit acum să încercăm să estimăm cum va funcționa acest sistem din moment ce niciodată noi nu l-am utilizat în Republica Moldova. Acum, dacă îmi permiteți pe reforma... Doar la nivel local. La nivel local. Bun, dar acolo e altfel de sufragiu. Așa este. În fiecare țară acest sistem funcționează diferit. Și este obligația societății civile, a partidelor parlamentare, extraparlamentare, a opoziției, de ce nu. Și în funcție de cultura politică a statului, încă a cetățenilor. Cultura politică, după un sfert, după jumătate de secol de comunism, nu cred că poți miza prea mult pe ea, mai degrabă aș miza pe buna credință a celor care vor participa la acest exercițiu. Am vrut să fac o precizare vis-a-vis de reformele în justiție. Probleme în justiție există nu doar în Republica Moldova. Vreau să înțelegem foarte clar acest lucru. Dacă ar fi să vedem exact reformele care se fac acum și pașii care se fac în Polonia în justiție, problemele cu care se confruntă justiția din Ungaria, problemele care le are justiția din România, și acolo lucrurile nu sunt tocmai văzute în culori roz. Încercând să le analizăm cu cei și să le comparăm cu cele care le avem în Republica Moldova, vom vedea că nu suntem unici în acest spațiu unde avem anumite probleme sau anumite deficiențe în justiție. Este ireal să ai așteptări ca după jumătate de secol de comunism, după 10 ani de guvernare comunistă, când justiția era la cheremul Partidului Comunist, după ani buni de război fratricid care s-a purtat în societatea moldovenească, să poți obține niște rezultate palpabile într-un domeniu atât de dificil. Dacă în economie poți interveni rapid, prompt, prin instrumente administrative, trebuie să ținem cont că justiția este o putere separată. Intervențiile sunt chirurgicale, sunt foarte complicate. Este mult mai simplu să dai jos un guvern decât să demiți un judecător simplu dintr-o instanță de fond. Eu mă refer la instrumente legale, bineînțeles. Prin urmare, pentru a avea anumite rezultate aici,
trebuie să ajungem la un consens național, atât puterea, cât opoziția, cât societatea civilă, să decidem că aceasta este o prioritate, să lăsăm la o parte speculațiile și permanenta speculare a eșecurilor sau anumitor probleme care sunt în justiție și să încercăm să identificăm care este totuși calea pe care trebuie să mergem și încotro vrem să ajungem și cum facem reforma justiției. Toată lumea vorbește, dar sincer să fiu, eu nu am văzut până acum nici un proiect, ca să zic așa, unde suntem, unde vrem să ajungem și cum facem lucrul ăsta. Domnule Leancă, dumneavoastră, de mult timp insistați pe o misiune europeană pe justiție. Ați găsit consens pe interiorul alianței din care faceți parte până la urmă să ajungă acea misiune la Chișinău? Deci, experiența mea în acest sens este suficient de relevantă. Cu un an înainte de alegeri, nu aduci sau nu pe ai șanse să aduci asemenea misiune. Am început această discuție cu partenerii europeni în 2014 și aproape de alegeri sau după un an de discuții, deloc simple, fiindcă asta implică și resurse financiare, asta implică resurse umane, asta implică o responsabilitate din partea Uniunii Europene și nimeni nu vrea să se implice undeva unde nu e garantat succesul. Fiindcă dacă este insucces, o parte din blam se duce pe Uniunea Europeană. Deci după un an de discuții, reușisem în linii mari să conving lumea, dar după aia vin alegerile parlamentare, s-a schimbat guvernul, a venit criza din 15 și am uitat de acest lucru. Deci de-aia spuneam că, din punctul meu de vedere, trebuie să știm, așa cum a spus foarte corect domnul Tănase, ce vrem, cum vrem să realizăm, în care ar fi calendarul acțiunilor. Acum vorbeam despre exemplul Albaniei, care, eu din câte înțeleg, nefiind jurist, că nu sunt mai avansați decât noi instituțional, dar fiindcă au reușit să convingă Uniunea Europeană, să-i angajeze prin anumite proiecte twinning și așa mai departe, am citit raportul de evaluare pe reforma justiției în Albania din partea Comisiei Europene pe 16 și unul relativ pozitiv, fiindcă Uniunea Europeană și-a asumat un rol, joacă acest rol, iată, asta trebuie a fi bine să facem noi aici la Chișinău. Să știm exact ce vrem, să examinăm un model sau altul și să inițiem discuțiile cu Uniunea Europeană astfel încât după alegeri să punem în aplicare această practică convenită de pe acum cu cei de la Comisia Europeană, cel puțin așa văd eu lucrurile. Ceea ce am putea să facem noi acum, noi, când zic noi societatea, probabil ar fi excelent dacă s-ar ajunge la un consens ca justiția să nu fie un subiect de speculații electorale. În cazul în care s-ar ajunge la un asemenea consens, ar permite menținerea unei atmosfere mai calme pentru a analiza exact ce se întâmplă în justiție. Este naiv să recunoaștem că lucrurile merg bine. Evident că avem foarte mari probleme, pe de o parte. Din altă perspectivă, sigur că puterea trebuie să fie foarte prudentă în această campanie electorală, să nu folosească justiția și să nu antreneze în acest joc electoral. Să-i lasă să-și facă datoria fără a apăsa pe anumite butoane atunci când interesul politic o cere. Și eu cred că acest semnal va fi perceput pozitiv nu doar de partenerii externi. Eu cred că va fi perceput pozitiv și va da mai multă încredere chiar societății că lucrurile în justiție pot fi schimbate. Dar până acum ați avut senzația că autoritățile au apăsat pe anumite butoane prin care ar controla justiția și ar dirija-o? Ce vă spun eu acum, exact același lucru îl spuneam și în 2009, în campania electorală, când eram încă în opoziție. Problemele din justiție trebuie discutate, soluții trebuie găsite, ele pot fi găsite, nu există probleme care nu pot fi rezolvate. Dar specularea lor în campania electorală generează o serie de așteptări irealiste. Și mai apoi când se încheie campania și începe procesul de guvernare, societatea mereu va avea senzația de dezamăgire. Este foarte complicat să faci o asemenea reformă când nu ai un sprijin plenar al societății. Anume din acest motiv, cred eu că specularea problemelor de justiție sau transformarea deficiențelor de justiție în subiect de campanie va genera pe de o parte o dezamăgire, din altă perspectivă va ridica
așteptările la o cotă care nu pot fi atinse. Reforma justiției este o reformă permanentă, cred că este singura reformă care nu se oprește niciodată. Deci trebuie adaptată justiția realităților sociale. Și atunci ai nevoie de mult înțelepciune, mult calm, și ca să poți lua decizii tranșante, decizii dureroase și foarte complicate. Voi reformula întrebarea. Astăzi guvernarea controlează justiția? Bine, dacă ar fi să analizăm care este percepția publică, sigur că percepția publică, guvernarea controlează justiția. Eu nu cred că guvernarea controlează toată justiția, nici nu cred că guvernarea are interes în controlul asupra întregii justiții. Evident că există subiecte care guvernarea are interes în ele, dar ele ocupă un loc minor. În 95-98% din cazuri care sunt dosare civile, dosare penale, contravenționale, contencios administrativ, guvernarea nu are nici măcar capacitatea tehnică să intervină. Nu pot. Sunt sute de mii de dosare. Este o iluzie sau este absolut fals când afirm că guvernarea controlează toată justiția. Dar intervenții în justiție, bineînțeles că le vedem că ele au loc. Pe anumite dosare de rezonanță? Eu cred că din moment ce suntem în campanie, dacă am acceptat acest lucru, că practic am intrat în campanie electorală, există o zonă foarte sensibilă, zona dreptului electoral și asigurarea drepturilor electorale. Uite, aici nu trebuie să existe niciun fel de imixtiune în justiție, trebuie lăsat judecătorii să-și facă datoria, trebuie asigurată o independență totală Comisiei Electorale Centrale, pentru ca ei să poată să își îndeplinească misiunea lor constituțională, astfel încât nu doar să fie asigurată legalitatea, dar și să se vadă că, de fapt, legalitatea este asigurată. În cazul de față, percepția este foarte importantă, nu doar partea faptică, cum stau lucrurile în realitate. Domnule președinte Leancă, spuneți că decizia de astăzi cu privire la deblocarea finanțării macrofinanciare a fost un semnal pozitiv, dar ce așteptări aveți de la summitul parteneriatului este care va începe mâine la Bruxelles? Până acum se vorbea despre instituirea unor mecanisme de cooperare mai avansate, se vorbea despre excluderea tarifelor la roaming, se vorbește iarăși și despre reducere sau chiar excluderea costurilor pentru tranzacțiile bancare, ținând cont că Republica Moldova are foarte mulți cetățeni plecați peste hotare care trimit foarte mulți bani acasă, iar aceste tranzacții cam bat la buzunar atunci când transferă banii. Așteptările mele sunt unele moderate. Moderate în sensul că nu ne putem aștepta la un limbaj absolut nou pe subiecte cheie, cum ar fi perspectiva europeană sau transpunerea în declarații a elementelor care au fost deja reflectate în rezoluția Parlamentului European. Mă refer la un fond de investiții sau aderarea la Uniunea Vamală sau aranjamentele Schengen să devină parte, fiindcă să nu uităm că aceste discuții au început abia două luni. Sunt recomandări formulate pentru prima dată de către doi co-raportori parlamentari europeni în luna septembrie, dar foarte repede asimilat de Parlamentul European, ceea ce arată că în timp aceste obiective se vor transforma în obiective oficiale, vor intra pe agenda a Uniunii Europene pe ansamblu. Dar ați vorbit de câteva elemente care sunt convins că își vor găsi locul în declarație, cum ar fi eliminarea tarifelor roaming. Dar să nu uităm că asta nu se întâmplă a doua zi după ce declarația este adoptată. Eu nu țin minte cât timp a durat eliminarea tarifelor roaming în Uniunea Europeană, din momentul în care a fost obiectivul fixat. Cel puțin 3 ani. Cel puțin 3-4 ani. Încă era comisia, fosta comisie. Acum abia l-au finalizat. Exact. Deci asta durează, dar este foarte important obiectivul să fie fixat și după aia fiecare țară să înceapă să lucreze individual, așa cum a fost și pe spațiul aviatic, așa cum a fost și pe celelalte domenii. Și sper aici să dăm dovadă de viteză maximă. Același lucru se poate și trebuie să se întâmple pe aceste comisioane pentru transferurile de bani din UE spre Moldova. E mai vorba acolo și sper să se regăsească acest element în declarația de mâine, accesul pentru întreprinderi mici și mijlocii la bani ieftini și astfel de proiecte. Am și pus
plecare până cu domnul ministru Tănase, până primii ani după 2009, când am venit Berdu și Banii de Investiții, deschizând aceste fonduri pentru cei care sunt vinificatori, pentru cei care se ocupă de livade și așa mai departe, trebuie să extindem. Și au beneficiat, exact, exact. Doar că trebuie să extindem acest lucru. Deci, pe acest motiv, zic, sunt așteptări moderate, dar este important să se creeze un anumit cadru pozitiv și după aia noi individual să-l valorificăm la maxim, așa cum am făcut și cu alte ocazii. Domnule Leancă, pentru luna decembrie, Partidul Democrat a anunțat remanieri guvernamentale. Promite liderul coaliției că acest lucru nu va afecta activitatea guvernării în sine, vor fi remanieri, vor pleca unii, vor veni alții. Se mai zvonește că fotoliul de șef al diplomației de la Chișinău va rămâne vacant și se mai spune că dumneavoastră ați fi cel care ați putea reveni la șefia Ministerului de Externe. Sunteți pregătit? Vasile, astfel de zvonuri se le aud de mult timp și uitați-vă că toți sunt în Parlament. Să vedem ce se întâmplă cu acest obiectiv formulat de liderul Partidului Democrat pe remaniere. Urmează să discutăm acest subiect și în Consiliul Coaliției ca să înțelegem mai bine intențiile colegilor din Partidul Democrat, care ar fi aceste criterii, fiindcă anumite pretenții, ca să zic așa, sau față de unii miniștri le avem și noi și cei din PD. Hai să nu intrăm acum pe cazuri concrete. Lucrul se poate îmbunătăți pe anumite domenii. Inclusiv la Ministerul de Externe. Acum, dacă mă voi opri asupra activității Ministerului de Externe, că a fost ministru de Externe, nu știu dacă va fi un lucru foarte etic, Alexandru, tu ce zici? E bine sau nu e bine? Dar că lucrurile se pot îmbunătăți, cardinal, e un lucru absolut evident. Dar nu puteți nega o eventuală revenire la Ministerul de Externe? Eu nu vreau să discut astăzi ipoteze. Vom să evolueze lucrurile așa firesc cum se întâmplă, să ajungem în luna decembrie, să discutăm cu colegii din PD ca să înțelegem mai bine viziunea lor asupra activității unor sau altor miniștri și după aia vom vedea cum procedăm în continuare. Dar ce se mai aude cu acel proiect, cu acea inițiativă care vizează securizarea spațiului nostru informațional, mai exact stoparea propagandei? Pentru că noi tot vorbim de apropierea noastră de Uniunea Europeană, de îmbrățișarea valorilor europene, dar propaganda să ajunge în fiecare casă, practic. Sper că până la Crăciun, un astfel de cadou să-l facem societății moldovenești. Am discutat acest subiect cu colegii din PD, ei au și făcut o astfel de inițiativă. Deci sper foarte mult în săptămâni următoare să discutăm și să luăm o decizie în acest sens. E un chestie care se numește în Transilvania, e musai. Da. E imperativ. Este imperativ, este absolut imperios necesar de a bloca propaganda rusească, cu atât mai mult că suntem în preajma alegerilor parlamentare. Foarte multă lume și foarte mulți discut în spațiu public despre impactul reformei electorale, impactul asupra rezultatului alegerilor. Eu vreau să vă spun că impactul propagandei riscă să dea peste cap toate calculele. Așa este. Și este mult mai periculos să păstrezi instrumentele și cheile de propagandă pe care le are Federația Rusă aici în Republica Moldova, deoarece ele în mod cert pot distorsiona voința populară folosind manipulări, folosind minciuni. Dacă ați observat chiar și în ultimul discurs a premierului britanic, un discurs excepțional, și nu este doar discursul premierului britanic, în toate cancelarele occidentale. Spaniolul, Sandu, Mariana Catalonia, nu mai vorbim de Macron, nu mai vorbim de americani. Și la case mult mai mari oamenii sunt alertați, sunt îngrijorați în legătură cu acest detaliu. Statele Unite, spre și atunci eu cred că este vital să blocăm cât mai curând posibil toate. Sigur,
toate. Să nu să ținem cont că Rusia cheltuie, citiți cineva, 10 miliarde anual pentru manipulare și propagandă. Nu va fi posibil ab integrum de a le bloca, dar acolo unde este posibil ca ele să fie blocate, ele trebuie blocate. Altfel, noi o să ne pierdem în discuții puierile despre sistemul mixt, turul 1, turul 2, și nici nu vom observa când pe alte căi, pe alte, cu alte instrumente, vom riscăm să pierdem această țară. Scuzați-mă că dar la emisiunea pe centru, tocmai discutăm acest paradox. Noi suntem beneficiarii cei mai mari asistențe pe capita din partea Uniunii Europene, în comparație cu Ucraina și Georgia. Noi suntem cei mai bine poziționați geografic din punctul ăsta de vedere. Georgia, în general, se mai discută Europa sau nu Europa. Noi suntem cei mai integrați economic din punctul de vedere al comerțului și așa mai departe. Noi avem o diasporă enormă în Uniunea Europeană și, în același timp, societatea noastră este cea mai divizată din punct de vedere al acestor percepții, unde sigur trebuie să mergem, al înțelegerii obiectivelor, în comparație cu Ucraina. Bine, acolo războiul a schimbat în totalitate, a creat un consens. În Georgia, la fel, au avut un război și eu sper că nu-mi doresc un război, Doamne ferește, ca să înțelegem și noi cine sunt prietenii noștri, unde trebuie să mergem. Este suficient să ne amintim de antologica replică a președintelui Putin când a fost întrebat dacă Rusia intervine în campaniile electorale străine. Și l-a zis, întrebați-l pe Dodon. Deja lucrurile nici nu mai sunt camuflate. Se discute anumite lucruri deschise și este foarte grav. Apropo de lucruri camuflate, despre întrebați-l pe Dodon, revenind la ideea mea anterioară, spuneam că tot vorbim de integrare europeană, vorbim de valori europene, iată că am ajuns să o vedem și pe asta. În președința oficială a președinției de la Condrița se cântă imnul Federației Ruse. Săptămâna trecută ați văzut și domniile voastre, șeful statului Igor Dodon a făcut un chef de zile mari acolo, dar vă propun să urmărim mai întâi un subiect, după care revenim și analizăm. Da, Parlamentarul rus Oleg Paholkov a postat pe Facebook mai multe filmulețe prin care le povestește prietenilor săi virtual despre weekendul petrecut în Republica Moldova. Weekend petrecut cu soția în Moldova. În ospeție la Igor Dodon, două zile am gonit prin pădurile Moldovei pe ATV. Foarte frumos! Moldova trebuie să devină o țară de gastroturism, iar președintele face mult pentru asta. A scris Paholkov pe pagina sa de Facebook. Din imagini se vede cum deputatul rus intonează imnul de stat al Federației Ruse în pivnița de la Condrița, alături de un cor bisericesc. Parlamentarul rus s-a lăudat și cu experiența trăită la sacrificarea unui porc. Так вот это прекрасно кушается, то есть вот соль, вот, шкурка обдирается, невероятно вкусно. Первый раз видел, чтобы так вот живую свинью почти съели. De asemenea, a postat imagini și cu președintele Republicii Moldova în timpul unei curse cu ATV-ul prin pădurea de la Condrița. Oleg Paholkov este deputat rus ales în Duma de Stat pe listele Partidului Spravedlivă Rusia. Și dar, domnilor, Igor Dodon este foarte aproape de a realiza o promisiune făcută anterior de Renato Usatăi. În timpul protestelor, Usatăi spunea că dacă ajunge președinte, va transforma reședința de la Condrița, dacă nu greșesc, într-un karaoke. Iată, Igor Dodon este foarte aproape. Dar, în general, acest comportament, această atitudine de care a dat dovadă șeful statului, o puteți încadra într-o anumită logică? Am ajuns într-o instituție oficială să fie intonat imnul Federației Ruse, mă rog, într-o asemenea atmosferă. Păi, este cazul să menționăm că acest personaj este unul destul de cunoscut, deoarece a participat activ la acțiunile de subminare teritorială a Ucrainei, și-a postat mai multe poze pe rețele de socializare în Donetsk, în Donbass, cum sprijinea separatismul. Eu cred că este un mesaj foarte clar, de fapt, cum vede președintele Dodon viitorul acestei țări. Cândva noi vorbeam și mereu aveam frică de transnistrizare Republicii Moldova. Cred că astăzi nici nu sunt
mai pune în discuție acest subiect. Eu cred că domnul Dodon vede acest teritoriu ca un teritoriu incorporat în Federația Rusă, clar, fără niciun dubiu, nici măcar nu se pune problema vasalității. În ciuda retoricii sale patriotarde, în ciuda faptului că stataliste sau că speculează numele marelui domnitor Ștefan cel Mare, în realitate acțiunea arată foarte clar care este modelul cultural care vor să ne-l impună nouă. Trebuie să ținem cont că toate această sindrofie a avut loc în ziua când în Chișinău avea loc referendum, când pe apa sâmbite au fost aruncate 10 de milioane de lei și când pe de o parte îndemnau oamenii să meargă la referendum, dar ei, uitați-vă, ce se ocupau în reședința de stat a Republicii Moldova. Domnule Leancă, prin aceste acțiuni, Igor Dodon s-a dezgolit frumos și a arătat adevărata față, să fie adevărat, așa cum spunea și cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon pentru un post de televiziune rus, că Igor Dodon ar fi un agent de influență a Rusiei în Republica Moldova? Nu știu dacă s-a dezgolit frumos. Din punctul meu de vedere s-a dezgolit urât. Urât. Cel puțin porcul l-am văzut, a fost dezgolit frumos. Știți, uneori ospitalitatea proverbială a moldovenilor trece limita bunului simț și se transformă în prostie. Iată, ceea ce a făcut domnul Dodon sau cetățeanul Dodon este tocmai expresia acestei prostii de vasalitate, de umilință, de atitudine față de banul contribuabilului, fiindcă acolo s-au investit mulți bani din bugetul național. În rest, cine este acest personaj, domnul Tănase a vorbit și să ignore acest lucru la fel. Iar ceea ce a spus ziaristul ucrainean, sigur că din păcate este adevărat. Da, există chiar și un termen consacrat, eu l-am găsit în preța din Letonia, se numește dodonizare. Noi l-am luat în puțin așa în zemflemea, dar de fapt acest termen înseamnă un instrument nou al Federației Ruse de a interveni în politica internă a statelor din vecinătatea fostă sovietică și de a impune, a aduce la putere diferite persoane, curente politice, partide și așa mai departe. Și pericolul dodonizării nu poate fi exclus. Nu poate fi exclus, deoarece în momentul în care s-a înscris în cursa electorală, domnul Dodon a jurat credință acestei țări. El a jurat credință patriei sale, cu mâna pe Constituție, pe blocul de constituționalitate. Și acum când o bună parte a teritoriului național al Republicii Moldova este ocupat de Federația Rusă, în situația când Federația Rusă distruge metodic acest stat, prin embargouri, prin obstrucționări, finanțări a partidelor extremiste, cum este partidul pe care îl reprezintă domnul Dodon. În situația dată este un mesaj foarte clar ce urmăresc. Eu nu știu dacă mai avem nevoie de alte probe sau alte dovezi ce vor ei să facă. Și anume din perspectiva aceasta, revenind la propaganda rusească, este absolut necesar ca acest subiect să fie rezolvat cât mai curând. Am avut câteva discuții cu jurnaliștii luna trecută, unde o bună parte din colegii noștri încercau să înțeleagă, domnule, dacă se blochează propaganda, să interzice propaganda, să nu fie afectată libertatea de exprimare. Vreau să fie cât se poate de clar. Articolul 10 din Convenție, libertatea de exprimare nu acoperă propaganda. Sunt două lucruri absolut diferite. Dacă vom încerca să operăm cu asemenea noțiuni, protejarea libertății de exprimare sau pluralismului în media, pentru a permite manipularea opiniei publice în această țară, noi vom ajunge la un moment când nu vom avea nici libertate, nu mă refer doar la libertate de expresie, nu vom avea nicio libertate. Vom reveni la perioada sovietică, când vom fi oameni de mâna a doua. Apropo de manipulare, propagandă, presa rusă, săptămâna trecută, când a fost iarăși la Moscova Igor Dodon, făcând acea escală la Moscova în drumul său de la Yerevan spre Chișinău, Igor Dodon spunea că Tiraspolul, în general, regiunea transnistreană, trebuie să aibă propriul președinte, propriul guvern, parlament, propriul buget. Aceste declarații, domnilor, în preajma acestei noi runde de negocieri în formatul 5+2, această declarație a slăbit intenționat poziția Chișinăului la masa de negocieri? Vedeți că noi deja acum ne-am obișnuit cu toate aceste declarații de regulă scandaloase ale președintelui Republicii Moldova sunt
ignorate și cel puțin nu au niciun impact asupra procesului de luare a deciziilor, fiindcă, slavă Domnului, nu are competențe. La următoarea rundă nu se va discuta astfel de detalii, buget, președinte aparte și așa mai departe. Suntem departe de a discuta elementele aranjamentelor constituționale. Dar faptul că dânsul continuă să transmită astfel de mesaje, care deseori se contrazic între ele, fiindcă acum cât ceva timp în urmă, dânsul vorbea cu tot un alt termen despre viitorul acestei regiuni transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Vorbește despre faptul că nici nu are o poziție foarte clară, nu are un obiectiv clar formulat, bine definit, care ar fi scopul final, ce trebuie să facem până ajungem acolo și așa mai departe. Obiectivul lui e doar de a face anumite declarații prin care încă o dată și atât de votamentul pentru cei care îl plătesc și nu mă refer la contribuabilii moldoveni și că ar fi deschis pentru orice aranjamente. Eu chiar mă gândeam odată dacă s-ar ajunge la un nou memorandum COSAC și Doamne ferește ar fi Dodon în situația de a decide sub presiunea străzii și a Occidentului ar ezita și nu ar semna cum s-a întâmplat cu Voronin. Sau totuși ar merge mai departe. Nu că l-aș respecta prea mult pe Voronin, din conta, nu-l respect deloc. Dar cred că Dodon a proceda altfel decât a proceda atunci Voronin. Dar, domnul Leancă cunoaște ce eforturi a depus diplomația moldovenească și depune în continuare pentru a încerca în sfârșit să schimbăm acest format de pacificator, în sfârșit să renunțăm la militar și să ajungem la o misiune de pacificare civilă. Și polițienească, eventual. Și domnul Dodon iese să-i felicite pe pacificatorii ruși, să le dea ordine și să declare că este categoric împotriva retragerii trupelor de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova. Păi, în asemenea caz, e o întrebare clară. Ce e asta? E sabotaj? Care este rostul unui șef de stat care își sabotează propriul guvern? Care, și nu este vorba de actualul guvern, deoarece prioritatea schimbării misiunii de pacificare, cred eu că are un an bun. Nu e o prioritate care a fost anunțată cu două săptămâni în urmă. Mi-amintesc încă din 2009-2010 se discuta acest și a fost în programul de guvernare inclus acest detaliu. Toți partenerii externi au fost mobilizați să ne sprijine cu această inițiativă. Și atunci vine șeful statului și îl declară cu totul altceva. Păi atunci când mergi să discuți cu partenerii externi, oamenilor ăsta este foarte complicat să înțeleagă ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Ce vor ei? Ei vor să scape de trupele de ocupație sau le dau ordine și medalii pentru faptul că îi ocupă. Eu aș vrea să revenim, pentru că mai avem puțin timp, la cheful de la Condrița. Facem o legătură cu un eveniment care a avut loc iarăși în aceeași zi. În ziua când a avut loc în Chișinău referendumul, după cum am văzut, Igor Dodon se înfrupta împreună cu Paholkov din acel porc la Condrița, dar din câte se pare spre seară cam s-a amărât friptura pe care o mâncau cei doi după ce a văzut rezultatele plebiscitului. Bine, un gust amar au lăsat chișinăuienii Partidului Socialiștilor și șefului statului, dar cine a cules frișca referendumului? Cine a fost beneficiarul final? Cine a avut de câștigat? Chișinăuienii cu siguranță nu. Societatea cred că a câștigat. Prin blocarea unei inițiative populiste, principalul beneficiar este societatea. Indiferent de atitudinea față de Dorin Chertoacă. Sunt lucruri absolut distincte. Dacă noi am accepta o idee că de fiecare dată când se conturează o nouă majoritate, ar trebui să începem să revocăm primarii, președinții sau oricare alte figuri alese prin sufragiu popular. Din funcție, noi nu am ajunge nicăieri. Să ne amintim de inițiativa de demitere a președintelui Băsescu. Și atunci a fost și o recomandare a Comisiei de la Veneția și permiteți că exact ce a reținut Comisia de la Veneția. Schimbarea conjuncturii politice nu justifică retragerea din funcții prin referendum sau prin alte instrumente a șefului statului. Putem să o aplicăm și aici. Dar eu cred că înfrângerea lui Dodon este cu totul de altă natură. El și-a transformat în ideea referendum, a transformat-o în vârf de lance a acțiunilor sale. De fiecare dată el invoca
mergem la referendum, mergem la referendum, facem referendum. Vreau Republică Prezidențială, organizăm referendum. Eu cred că el nu mai are niciun drept moral să mai să facă recurs la referendum după ce pe cheltuiala noastră a contribuabililor a suferit un eșec usturător. Dacă pot să completez ce a spus domnul Dan, să surcinte astăzi la începutul ședinței Parlamentului, am asistat la un joc, după mine, al absurdului, când liberalii se felicitau pentru a pata victorie al lui Dorin Chiotoacă, iar socialiștii se felicitau pentru faptul că Dorin Chiotoacă nu va mai fi primar general. Bine, din punctul meu de vedere, a fost un vot antisocialist, dar nici de cum nu a fost un vot în favoarea lui Dorin Chiotoacă. Absolut de acord. Și așa cum spune domnul Tănase, sper câștigător să iasă societatea, sper să mobilizeze și Consiliul Municipal și noua conducere a primăriei, fiindcă acest dezmăț care există astăzi în Chișinău și nimeni nu-l poate contesta. Începând cu infrastructura, lipsa oricare de viziune, de perspectivă, ce facem într-un an, în doi, în patru, și așa mai departe, iată, asta e cel mai dificil de acceptat. Nimeni nu știe dacă va reveni sau nu Dorin Chiotoacă la primărie. Rămâne edilul suspendat. Silvia Radu este primarul interimar. Dar atunci când spunem Silvia Radu, subînțelegem Partidul Democrat? Eu nu am cum să știu ce relație are ei Silvia Radu. Nu și-au asumat acest candidat, din câte am observat, și nu este o persoană promovată oficial în funcție de partid. Iar noi ne-am asumat, scuze-mă, Sandu, este viceprimar Ruslan Codeanu, care a fost și liderul fracțiunii noastre în Consiliul Municipal, și ne-am asumat responsabilitatea pentru ceea ce urmează să facă dânsul în această funcție. Probabil ar fi cazul să revenim la o afirmație care a făcut-o domnul Leancă, deoarece este foarte, foarte importantă. E absolut greșit să se înțeleagă că eșecul referendumului înseamnă victoria lui Dorin Chiotoacă. A fost un vot de blam socialiștilor sau celor care au inițiat acest referendum. Oamenii au sancționat o inițiativă absolut deocheată de a rezolva o problemă. Dar asta nu înseamnă nici într-un caz că domnul Chiotoacă poate să triumfe sau să consider că aceasta este o victorie. Gata, nu mai avem timp, din păcate, iată și colegii de la București ne sună deja, dar cum spunea cineva, acest vot, această prezență redusă a fost de fapt și dovada faptului că oamenii nu se lasă manipulați și atranși în anumite jocuri politice. Vă mulțumesc mult pentru această participare, vă mai aștept și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă dau întâlnire deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune, la revedere.